A fost un an economic fantastic. România a avut cel mai mare PIB din istorie și românii au avut cei mai mulți bani din istorie la bancă. Bani care au stat. Ce am fi putut face cu banii ăștia? L-am invitat în studioul jurnalului pe Iancu Guda, realizator Bani în Mișcare. Bună seara, Iancu! Salut, Cosmin, și bună seara celor care ne-au... Prost să ții banii la bancă, nu? Da, pentru că nu sunt în mișcare, au o dobândă mică și doar în ultimii 5 ani românii au pierdut 25% din puterea de cumpărare din cauza inflației. Deci în ultimii 5 ani 25%. Și banii nu sunt în mișcare, nu crește economia și nu-i multiplicăm. Și așa cum v-ați obișnuit deja la Banii în Mișcare, cel mai lung maraton de educație financiară în România, chiar astăzi... Mă uitam, aproape 2000 de minute de educație financiară gratuită disponibile pe site-ul digi24.ro la TV emisiuni. Eu de obicei și mereu lumea știe, aduc grafice, pentru că câteodată o imagine vorbește cât 1000 de cuvinte. Așa că, dacă îmi permiți, aș vrea să vedem împreună cât se putea câștiga în 2021 dacă am fi investit la bursă. Și ceea ce vedeți aici cu această linie albastră, vedem evoluția indicelui BET, total return, adică inclusiv dividendele plătite de aceste companii pe parcursul anului 2021. Vedem, a debutat anul trecut undeva la 17.000, cam aici era. Dacă ne ducem în spate în ianuarie 2021 și deja la începutul lui 2022 vedem că este undeva la 24.200, deci indicele BET, total return, cu tot cu dividende. Facem un calcul de la 17.000 până la 24.000, un plus de 7.000, ceea ce înseamnă cam 41% câștig prin investiția în indice. Și nu doar noi prosperăm ca investitori, ci și economia, pentru că investești la bursă, acele companii se dezvoltă, cresc furnizorilor, creează locuri de muncă, plătesc taxe, crește România. Foarte scurt, Iancu. Deci, dacă mă duceam la o companie care să mă ajute să investesc la bursă și spuneam, vreau să investesc în acțiunile BET, în acțiunile companiilor indicelui, care intră în BET, indice, da. Ei știau ce să facă și aș fi obținut cu 41% absolut mai mult într-un an. Oricine, într-un an, în ultimul an, și lumea poate spune, a fost ceva spectaculos, așa ceva nu se mai repetă. Haideți să mergem în spate 5 ani și am pregătit un grafic. Vedem aici indicele BET Total Return din 2017 până acum și de la 10.000, da, dacă mergem în spate, era 2017, este din nou 24.000, 140%, ceea ce înseamnă undeva o medie anualizată de aproape 20% pe an. Ori asta înseamnă că, practic, în 5 ani mi-am crescut banii de 2 ori și încă jumătate. Foarte simplu, oricine, fără studii de specialitate, poate să o facă. Dar până acolo să vedem cum investim concret, haideți să mergem și mai în spate, că, din nou, lumea poate să spună cârcătașii au fost 5 ani fabuloși. Haideți să mergem 12 ani în spate. Și dacă ne uităm la evoluția indicelui BET de la bursă, m-am dus chiar înainte de recesiunea precedentă, vedem o prăbușire din cauza crizei financiare din 2008 și, într-adevăr, pe termen scurt, bursele pot avea aceste fluctuații, dar dacă investești pe termen lung, nu vinzi pe fond de panică emoțional și nu te sperii, pentru că acele companii nu s-au prăbușit profiturile lor, deci valoarea lor era aceeași, dar acțiunile au scăzut din cauza sentimentului de panică și foarte mulți au vândut pe fond emoțional. Cine ar fi rămas la nivelul din 2008, când indicele BET era la 2000, acum a depășit 13.000, deci și a crescut banii de 6 ori, 600% din 2008 până în 2012. Așa că cea mai bună strategie pe care oricine, indiferent de specialitate și studii și timp, nu dedică, lumea crede că trebuie să analizezi, să faci urmărești. Exact, să în știi. Fiecare zi, să calculezi indicatori, nu. Strategia aceasta, investiții lunare, trebuie să devină investiția la bursă un ritual lunar. La fel cum mâncăm, respirăm aer, în fiecare lună economisim și investim. Nu o dată, oportunitate, speculă, ceva unic. În fiecare lună investim. Așa cum am punctat eu aici, inclusiv când piața scade, cumperi, că este ieftin. Când sunt televizoarele la reducere de Black Friday, lumea nebunește și cumpără și de-abia sunt stocuri. Dar când e bursa la discount, de ce nu cumpărăm toate acțiunile astea?
Pentru că nu știm, nu înțelegem. De aceea și proiectul de educație financiară Bani în Mișcare. Și dacă ai fi cumpărat în fiecare lună din ultimii 12 ani, orice achiziție s-ar fi făcut la un cost, la un preț, mai mic decât ceea ce ai astăzi. Deci orice investiție ar fi fost pe plus. Și este șansele să ai dreptate când iei în ultimii 12 ani, ori 12 luni, deci ai pe 10 ani 120 de luni și încă 12, deci 144. Șansele să ai dreptate când iei 144 de decizii și să câștigi sunt mai mari decât dacă pui totul pe o singură carte, ca la poker. Asta se întâmplă, de exemplu, când vrei să investești o sumă de bani într-un activ, într-un moment. Riscul e mai mare. Și atunci investim în fiecare lună, mergem pe termen lung, acele companii se vor dezvolta pentru că sunt cele mai performante, sunt parte din indice, cele mai puternice companii și putem să facem această strategie cu două alternative. Cea mai simplă, mergem cu indicele. Fie căutăm pe Asociația Administratorilor de Fonduri autorizați de către ASF, în general cele mai mari bănci au aceste fonduri de investiții, intri în bancă, în loc să pui bani în depozit și să pierd 25% în ultimii 5 ani, spui, domne, vreau să investesc, să cumpăr unități de fond. Și acolo o să ai o discuție de consiliere cu cineva care o să-ți înțeleagă profilul, nevoile, orizontul și o să-ți recomande. Uite, în fiecare lună cumperi în fondul de acțiuni, în fondul de obligațiuni și îți faci o strategie o singură dată, după care lună de lună dai un click, cam o să plătim cu 3 secunde pe lună efortul, de a ne muta banii din contul de salariu în contul de investiții, ca automatizăm. Și e atât de simplu, mergem cu piața pe termen lung. Eu cred că, și uitându-mă la mine pe ultimii 5 ani doar, obiectivul meu de randament este 10% după ce scade inflația. În realitate obțin 11%, ceea ce înseamnă că la 11% îmi dublezi economiile în 7 ani. Dacă nu-ți dublezi banii în 7 ani, faci ceva prost. Și cel mai simplu mod pentru oricine, indiferent de studii, de timp, n-are timp să se uite, să analizeze, merge cu piața. A doua alternativă, la fel, dar nu prin fondurile de investiții ale băncilor, ci tu, direct. Îți deschizi un cont la un broker, te uiți pe lista de intermediari autorizați de pe site-ul ASF, Autoritatea de Supraveghere Financiară, sau sunt și pe site-ul BVB. Okay? Și acolo cumperi în fiecare lună companiile din indice. Și uite așa, prin aceste ETF-uri, mai multe detalii la Banii Mișcare, că aici nu avem timp, dar e foarte simplu. Iancu, e o nebunie generală cu Bitcoin, cu monedele astea virtuale. Ele sunt puse în pandant ori la bursă, ori cu monedele virtuale. Cum e mai bine? E mai bine să investești la bursă de 3 ori, dacă consideri randamentul raportat la risc. Orice investitor rațional își pune întrebarea pe lângă randament și care este riscul. Pentru că altfel nu înțeleg activul dacă nu-mi dau seama randamentul raportat la risc. Și am calculat și pentru moment vizual să vadă lumea, a vede este a credea în România și inclusiv ne amintim de filmul Don't Look Up. Și când au văzut cometa, unii n-au crezut, sigur. Dar se cheamă știință, este economie. Deci vedeți câteva criptomonede foarte cunoscute. Bitcoinul a început anul trecut, vedem, cu un, aici avem Bitcoin, deci începuse undeva la 30.000 aici, s-a dus la 60.000 până în primăvară, în vară a scăzut din nou la 30.000, iarăși s-a dus la aproape de 60 și ceva de mii, după care a scăzut la 42.000. Deci un roller coaster, asta se cheamă volatilitate, adică risc. Când prețul unui activ se duce așa în sus și în jos, într-un termen atât de scurt, adică poți să-ți dublezi banii, dar poți să-i și pierzi, riscul este foarte mare. La fel, dacă ne uităm la Ethereum, da? A pornit la 1500, s-a dus în doar 3 luni până la 4500, da, puteai să-ți triplezi banii, dar dacă ai intrat prea târziu, puteai să și pierzi de 3 ori banii, ai pus 4500, ai rămas cu 1500, în doar 2 luni, după care iarăși s-a dus la 5000, după care iar scade la 3200. Din nou, aceste cocoașe de cămilă, deci dinți de fierăstrău, le spunem, volatilitate foarte mare. Haideți să vedem Elrond, EGLD, s-a dus de la 250, s-a dus până la 500, s-a dublat în mai puțin de 6 luni, după care s-a dus din nou la 192, chiar dacă compari față de aceeași perioadă anului trecut, este pe pierdere și de aceea trebuie să calculăm și aici nu avem timp. La Banii Mișcare o să urmeze niște emisiuni, explicăm
cum se calculează riscul. E deviație standard. O să arăt formula. Concluzia este următoarea, ceea ce pot să spun aici. Am calculat randamentul la risc pentru investițiile la Bursa de Valori București. Indicatorul este de 3 ori mai bun față de criptomonede. Adică dacă considerăm randamentul pe unitate de risc, e de 3 ori mai bună investiția, mai stabilă, mai predictibilă la Bursa Românească decât criptomonede. Mulțumesc mult, Iancu Guda, în studioul Digi24. Pauză!